Nu, care e întrebarea ta a fost? Istoria lui Batman? Da. Cum ai întrebat, îmi spune? Mai departe ce va fi la Batman? Nu, cum Batman a devenit Batman? Da. Dar spune, vreau să te aud. Primul costum a fost jilet care este de ploaie. Și ce s-a întâmplat cu Batman? Cum a devenit el Batman? S-a cosut din mâinile lui, din material, costum. Și a făcut o mască care înseamnă că l-a liliat și a devenit Batman. Fiindcă este liliac, au tradus așa pe un fel de engleză. Limbă. Engleză, da? Nu engleză! Dar până engleză e Batman. Liliac, da. Om liliac. Așa? Da, eu spun așa. Că din altă limbă, apă seamănă ca la englezi, numai că poate să fie și altă limbă. Și de asta a tradus așa Batman. Dar nu liliacul om. Dar până în română cum ar fi? Liliac om? Da. Om liliac. Nu. Nu. Atât? Atât. Mulțumesc pentru atenție. Și părinții lui au dispărut. Au murit. Dar ce tata? Te-am dispus adevărul. Și mai departe... Mai departe povestesc eu, da? Și tu mai filmezi. Deci, mai departe, cum s-a întâmplat? Deci tu, el, deci cum se vede, deci tu. Deci tu, știu. Da-da-da-dam. Deci, Batman avea vreo 16 ani. Era în orașul Gotham. Gotham, știți voi? Sau nu știți? Da. De să ajut, ții mâine, că să ajut. Așa ții mâine. Nu, e ca așa. E ca așa. Nu-mi așa necomfortabil. E ca așa? Așa, da. Și de aici ține înăuntru. Așa. Înțeles? Bravo. Deci, și el a fost... Creștea micuț într-o școală specială. Și butlerul lui, care avea grijă de dânsul, Alfred, îl chema. Cum Alfred? Spune adevărul! Alfred îl chema, pe butlerul lui. Nene care avea grijă de dânsul. Așa, da. Și el avea grijă de dânsul și a promis la părinții lui și îi putea să aibă grijă. De... Da. Apropo, aici așa facem. Întotdeauna uleiul. Haide, tata! Pune mai departe! Tatăl meu deloc nu vrea să mă asculte pe mine. Să asculte Amelie. Sare! Mă duc să aduc sare. Stai, eu tot vin! Eu sunt bad girl! Eu sunt bad girl! Stai! Eu tot sunt rotist! Liliac, eu tot sunt liliac! Eu sunt bad girl! La bad girl. Deci așa s-a întâmplat, că e umbla în școală, dar de aici tot se gândea cum se combate cu crima din oraș și oamenii să nu fie obișnuiți de criminali. Alfred nu știe ce face el și-a învățat cum se bate. Da, Alfred era serios? Ha? Alfred era serios? Alfred era așa. Master Bruce, ce doriți dimineața să mâncați? Da, așa, vreți ouă prăjite sau ouă fierte? Așa. Master Bruce, eu v-am spus să ascultați, să nu vă duceți noaptea în blat brambură la criminali. Sunt polițiști pentru asta, ați înțeles? Master Bruce. Alfred, dar pe acolo este cineva, acei care au obișnuit părinții mei. Și
Trebuie să-l găsesc. Asta nu răs. Ce-l pune? Bruce, tu înțelegi? Bruce, tu înțelegi? Bruce, tu înțelegi? Asta este popcorn. Înțelegi, Bruce? Tata, asta este Bruce. Înțelegi sau nu înțelegi, Bruce? A? Altceva ce a fost adevărul, tata. Așa zice Master Bruce când sfrije. Și altfel de spune iar. Mă, tu și pe mine? Da. Și tu mie, băi. Popcorn aici. Și mai departe a făcut, s-a dus la vițel și a făcut treaba mare și treaba mic. Caniet. Mie, haide, mai departe. Ce mai departe? A mergat de spada! Bani, mai departe. Hai, și mai departe. Cu simțul făcut? Nu, tata, nu hai. Da, nu știu, spun. Și în scurt. Tot așa m-am antrenat. Uitați, popcorn adevărat. Haide, nu, tata, mai departe. Tot așa mai departe, avea grijă de dânsul Alfred. Și am învățat să fie puternic. Știi cum se mâine cu arme, cu sabii și așa mai departe. Și eu a devenit mai experimentat. Așa că cealaltă Batman se antrena, se devine puternic, se ocupa cu sportul. Înțelegi? Mm. Și că așa. Și întâi ieșe noaptea, se știe cu Selena. Catgirl. Cine e Catgirl? Selena. Fetița orfană. Așa. Fetița orfană era Selena. Cine e Selena? Selena e Catgirl. Miau. Body girl, I am... Nu, Selena e cat girl. Miau. Așa, negru în piele era și cu coată așa. A bad girl cine este? Bad girl este nepoata lui Alfred. Care Alfred? Care pe Batman așa are grijă de... Nepoata a venit din Anglia și a aflat de costum și a vrut să fie bad girl, că era catistă. Așa! Asta nu vreau să vin eu strâng, tata! Nu mă mai fă așa! Nu mă spui că iasă eu... Dar cum era Robin? Robin era un băiat din circ, care Joker. Din cauza lui Joker, părinții lui au dispărut. Ai de ce da? Care? Al cui părinți? Al lui Robin. Tu atau și al lui Robin? Da! Nu, Joker, vreau să te omor! Deci te livezi că se vede. Oricum, belac. Așa, filmul nas iasă. Belac. Și în scurt, Robin, primul este Nightwing. Băiatul cu aripi. N-a aripi, n-a de aripi, dar el șocotea așa. El era un băiat care îi plăcea de Batman și vrea întotdeauna să-i ajute. Dar Batman nu zic că ești prea micu și nu trebuie să te vâine în bătălia mea. Cine e mic? Cine? Nightwing era un fanat de lui Batman. Apoi ce? Așa-i trebuie. Nu înțeleg de ce nu se face. Popcorn. Corect. Nu se vede. Da. Apă. Haide, mai departe spune. Și despre cine? Despre un fanat de lui Batman. Ah, Nightwing. Avea două bieți așa să bate. Două bieți așa. Și se face cu Batman. Da, interesant al lui. Da. Mă tin că Nightwing e ficiorul lui Batman. Ficiorul? Da. Точно. Cum așa e ficior? Așa e ficiorul lui Batman. De ce e sunt fecior? Copilul lui Batman. Cum și-ai copilul lui Batman? Așa, Batman a avut un băiat.
Da, de ce avea? Pe cine avea? Un reportier, mă tin, că era prietena, soția lui, trebuia să fie. Da? Și așa mai departe. Încă și era cu chestia cu Batman, că... Ei cu Superman nu prea erau prieteni la început. Ce? Cu cine? Cu Superman. De ce? Superman, în roșu și albastru. Se zboară. Da? Apreciau. Da... Batman cu Superman nu e prieteni au bine. De ce? Nu știu, așa. Dar când nu s-au împrietenit. Ei s-au văzut și o bătălie împreună, dar când nu s-au bătut împotriva la rei. Dar ce s-a întâmplat cu părintele? Aquaman îl ții minte? Care el îl ții minte? Aquaman e ceva care e din apă. Aaaa, Aquaman. Supererou din apă. Dar pe ce? Flash îi place tare de Batman. Apă? Flash. Flash cum a devenit supererou bistrei? El lucra într-un laboratoriu, unde un om făcea experimente, un medic. Apă? Da, te uiți în cameră întotdeauna ca să fie un medic. Mă uit. Și a băut rechiduita. Acolo, a doua zi s-a trezit, a fugit nu știu cât acolo, 1000 de kilometri. Și că eu pot fugi repede, eu ars după haine, la viteză. Și lui a făcut haine speciale care nu ard la viteză. Pentru că eu dacă fugi în haine simple, acum hainele ard, se rup. Da, păi sunt din cusut. Deci așa. Apoi cine mai este? Cyborg este. Cyborg? Cyborg care are mâini de fier. A, da, da, Cyborg. Da. Eu sunt fana ta lui Cyborg. Așa? Cea mai bună fana ta lui Cyborg. Am văzut că tu îți place Batman. Dar mi-a fost Cyborg. Cine? Cyborg. Ok. Super rău tău iubit. Apoi ce? Super erou te-au iubit. Apoi este Cyborg. Deci cum arată Cyborg? Cyborg are o jumătate de ochi. Al lui negretean. Stop, dar cum Cyborg a devenit robot? Jumătate rob și jumătate om. De la mine a murit și pe dânsul l-a ajutat, i-a pus calculator în mâini și în jumătate de corp. Cum mai l-a murit? Așa, s-a întâmplat ceva groaznic și mi l-a fost ajutat. Înțelegi? Deci Cyborg e tău, nu Wonder Woman, care este prietena lui Batman sau lui Superman. Nu, mi-am pare că... Dar tu știi ceva? Ce? Tu știi că Supergirl cu... Cu Wonder Woman? Nu! Cu acel zburător! Superman? A, da, Superman, apoi ei nu se prietenesc. Îi prietenesc pentru că e frate și soare. Da, Supergirl e soara lui Superman. Da, păi... Ei nu e soara, e verișoara. Cum ar fi tu cu Ariana. Da, păi da, dar păi de ce ea este... Mai tânără? Pentru că ea a zburat în spațiu mai mult, dar ea ca tare e mai mare. Ea a zburat, era înghețată și de ce au rămas micuțe și i-au aterizat cu 5 ani mai târziu. De ce ea e mai mitică? De-aia că tare mai mare era. Era mai mare. Sora mai mare, da? Spun, haide. Nu-i fierbinte. Ha!
Haide. Nu mai departe. Și mai departe. De cine vrei să știi? Și mai departe, cine a prietenit cu Batman? Cine încă mai prietenit cu Batman? Starfire. Așa la rău? Nu, Starfire. De pe altă planetă. Mm-hmm. Sau Raven. Nu știi pe Raven? Raven, așa e care face anotimpul? Gruzilie? Nu. Ce, nu știi pe Raven? Ce Demon. Ei demon. Ei, da. Da, chiar. Mm-hmm. Este de la Titani. Mm-hmm. Acolo Robin era șeful. Acolo era... De unde ești atâta? Despre supereroi. De unde și eu te-a zis că supereroi? Tata, arată-mă pe mine. Eu te-am învățat. Când ai mițică? Tata, înainte o știe pe Starfire? Sau pe... Tata, știi că... Că am găsit mașii de super, de școală supereroilor. Apă acolo. Nu știu, ce-am vrut eu să răspund. Tata, eu ce-am vrut să spun. Apă Starfire. Acolo zbura și ieșea foc din părul ei. Da, Captain Marvel. Laser, așa. Da, Captain Marvel. Cine e ea? Shazam. Au știi? Ah, da, sora lui. Shazam e un băiat tiner care are magie și când strigă Shazam! Shazam! Și se face moare și zdrumă. Da, tu știi, tata? El știe cu Superman, lui place de Superman. Dar tu știi, tata, că... Că... Ce? Nu știu, absolut, ce-am vrut. Ce-am vrut să spun? A, că fratele... Tu știi cum arată fratele lui... Cine? Am uitat cum o cheamă pe aceea care are funii așa. La 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 la. Chic! Și pe ea și te cuprinde. Așa. Ei. Da, pupă. Da, da. Da, pupă. Da, ce filmulețem? Da, pupă. Care are așa. Care are funii. Wonder Woman, măi. A, tu știi cum arată fratele Wonder Woman? El e mare. Nu are frate. Cum nu are? Tata. A, Gheacciu. Nu, Gheacciu. Tata e zeu. Tata e zeu. Cum așa? Zeu. Aia e care e tata lui Thor. Тора жил к шокану, он семите? Да, учти. А почему? Я лучше и верешу, а у фрати, я думаю, это нет. Это верешу. Фрац. Фрац? Да. Тор ку Wonder Woman. Ничего, ты не знаешь, что я маска. И Wonder Woman, и сора лу Аквамен. Așa din apă. Da, dar cum așa? Pentru că tatu-i zeu. Dar de ce e că Wonder Woman a devenit cu funii? A, da, eu știu, o serie asta. A, nu. Cum o fata devenit... Zverișor cu Wonder Woman. Cu, da. Da. Dar tu știi cum fata leopard a devenit fata leopard? Nu. Dacă este o serie cum Wonder Woman
avea o funie. A, i-a băut nu știu ce în laboratoriu. Nu, tata. Nu fata cu leopard. Nu, ea, odată ea avea mamă și au descoperit ceva drevne. Da. Și mai departe, Wonder Woman a luat funia și deodată au apărut câini răi cu trei capete. Mm. Și mai departe a venit mama ei și, și pe urmă Wonder Woman a văzut asta și pe urmă a făcut așa și pau! Șc! Și au dispărut ca praful. Și ea a devenit așa. Da. Pantera? Pantera a luat cuțitul panterii, a pus la vârf și s-a transformat în panteră. Și mai departe au chemat-o mama și ea a crescut mare și a devenit panteră nasigda. Wow! De unde atâtea știi, fata mea? Nu am găsit la serie. De multe ori am primit și nu le-am încheiat. Ce mai clasă ai fetițe? Dacă știu un supereroi ghicitor. Deci gata, noi am terminat cu lecțiile de supereroi, da? Și gata. Da, păi...